Principala activitate din cadrul proiectului Promit a fost reprezentată lucrul cu tinerii din comunitățile care fac parte din cadrul acestui proiect, 15 comunități din zona Dobrogei, în care peste 200 de tineri au realizat o serie de activități. Fie că vorbim aici de traininguri de formare, fie că vorbim aici de întâlniri cu modele de succes sau de soluții gândite și implementate de ei în comunitate, totul a rămas în jurul acestor tineri, tineri care au învățat pe parcursul proiectului ce pot face și cum pot fi chiar ei un principal actor și un principal factor de dezvoltare. Dar ce ne-am dorit noi mai mult să aflăm? Ne-am dorit să aflăm și de la cei care au lucrat cu acești tineri cum a fost lucrul cu ei, cum li s-a părut, cum au interacționat și unde au ajuns pe parte de rezultate. Așa că, da, haideți să vedem cum li s-a părut partenerilor și colaboratorilor noștri care au lucrat direct cu tinerii în comunități, cum s-a părut această interacțiune, cum a fost lucrul cu tinerii în comunitate pentru ei. A fost o experiență frumoasă și provocatoare în același timp să lucrez cu tinerii din proiect. Uneori, mobilizarea a fost mai grea, iar alteori, dimpotrivă, aveau nenumărate idei și voiau să facă o grămadă de lucruri pentru comunitatea lor. A fost nevoie să alegem ce este într-adevăr o prioritate, dar și ce avem posibilitatea să facem în cadrul acestui proiect. Per total, a fost un proces de creștere pentru noi toți și mă bucur foarte mult că am putut să-i însoțesc pe tineri în această călătorie. Iată-ne la finalul proiectului Promit. În urmă cu un an ne întâlneam cu elevii din Lumina, Nicolae Bălcescu și Dorobanțu, cu dorința de a ajuta pe aceștia să se implice în schimbările din comunitățile lor. Iar rezultatele acestor întâlniri poartă numele de ore dincolo de ziduri, recreații verzi sau aproape de natură. De aceste realizări se bucură atât elevii care au dus la îndeplinire proiectul, cât și generațiile viitoare. Proiectul nostru a devenit proiectul copiilor. De acum încolo, de câte ori vom auzi cuvântul Promit, ne vom aminti de acest proiect. Cu sinceritate spun că a fost o mare provocare, pentru că pentru a ajunge la sufletul lor, pentru a-i face să înțeleagă ceea ce și-a propus acest proiect, am desfășurat un număr mai mare de întâlniri, i-am ascultat, i-am sfătuit, i-am învățat cumva cum să-și ordoneze și cum să-și pună în cuvinte dorințele, nevoile. Și desigur, le-am oferit informații legate de oportunitățile pe care ei le au și de care pot să beneficieze. La rândul lor, să știți că și ei ne-au dat lecții, unele aspre, pe care le-am învățat și eu și voluntarii din cadrul asociației. Proiectul Promit, prin lucrul cu tinerii din cele 6 comunități, mi-a adus o provocare și în același timp o satisfacție de a constata cum aceștia, ei, tinerii, au deprins abilități și aptitudini în a fi o voce și a se implica acolo, în comunitatea lor. Au reușit și am reușit împreună, am învățat și eu de la ei, nu numai ei de la mine, așa că pot spune că a fost un succes și aș repeta din nou această experiență. Și pare că această interacțiune a reprezentat o experiență pentru toată lumea, atât pentru tineri, cât și pentru cei care au lucrat cu tineri în comunitate. De asemenea, a reprezentat o experiență și pentru noi, pe care ne dorim să o ducem pe viitor și să ne lărgim orizonturile, să ajungem și în alte comunități unde să lucrăm cu tinerii. De asemenea, toate informațiile despre soluțiile implementate de tineri în comunitate și despre activitățile pe care le-am desfășurat în cadrul acestui proiect le găsiți pe paginile de socializare ONG Mare Nostrum și pe blogul ONG Mare Nostrum găsiți toate soluțiile pe care tinerii le-au implementat în comunitate, detaliate, cu idei și cu rezultate.